Linia de telefoane Samsung Galaxy a fost pentru consumator un fel de alternativă iPhone-urilor, doar că din plastic. De la boom-ul lui S3, atunci când toată lumea fugea din Apple Store-uri pentru a cumpăra unul, cu toții am așteptat ca Samsung să prindă în sfârșit la curaj și să rupă din nou gura târgului. Calitate, sticlă, metal, putere și nu o să-mi fie frică de acest cuvânt, design. Astăzi avem un model, de fapt două, al doilea e un pic mai sexy și sticla curge un pic pe margine. Acesta este Samsung Galaxy S6 și Samsung Galaxy S6 Edge. Primul lucru care trebuie știut despre S6 este că nu seamănă cu niciun Galaxy de până acum. Adie o imitație din plastic sub formă de metal, adie o imitație de piele tot din plastic, adie tot ce nu era în regulă până nu demult la un Galaxy. Telefonul este înconjurat în întregime de aluminiu care cică se folosește în aviație. Dezbroa telefonul zboară, dar despre asta mai târziu. Pe spate avem sticlă, o alegere foarte bună din punct de vedere al gamei de culori. De la reflecții, telefonul capătă nuanțe diferite și vizual arată super tare. Două mari probleme cu această sticlă este că prinde amprentele și calunecă cu ușurință. În schimb, dacă a căzut, suntem protejați de stratul Gorilla Glass 4, care la moment este cea mai puternică soluție anti-zgrieturi de pe un smartphone. Pe lângă S6 obișnuit, Samsung a lansat un model care la sigur va atrage atenția datorită display-ului ce se prelungește un pic pe margini. Galaxy S6 Edge este fratele mai sexy al lui S6. Această idee Samsung a testat-o pe Note 4 Edge, unde era o singură margină, mai curbată ce-i drept. Pe S6 Edge, Samsung a profitat foarte puțin de această formă. Aici avem accesarea rapidă a câtorva contacte, ora pe timp de noapte, notificări și un efect color atunci când ești apelat și telefonul e cu fața în jos. Dar cum ar fi dacă pe această margină era situată bara de listare sau pornirea anumitor funcții sau aplicații direct de pe aceasta? Pe viitor sperăm ca Samsung să se gândească la asta, la moment este mai mult un element de design, însă unul foarte plăcut. Dacă tot vorbim de ecran, din fericire Samsung a păstrat o diagonală de 5,1 inch, mărind doar rezoluția. Așa cum era de așteptat, avem o rezoluție 2K. Desigur, în cifre asta sună extrem de impresionant, fiind cu aproape 50% mai detaliat decât ecranul unui iPhone 6 sau decât două televizoare Full HD împreună. Asta nu înseamnă că ecranul iPhone-ului e făcut din pătrățele, dar ce ține de contrast, culori, unghiuri de vizualizare, Samsung e cu mult peste. A reușit să scape de culorile supra-saturate, obținând un ecran bine balansat, dar care are culori mai accentuate. Și apropo, la fel ca și pe spate, aici avem acoperire Gorilla Glass 4. Optica lui Galaxy S6, vrem noi sau nu vrem, dar trebuie să fie laudată. Este unica cameră de pe un Android care s-a apropiat cel mai tare de fotografii bune, făcute oriunde, fără mult chin și multe setări. Avem 16 megapixeli pe spate care se descurcă de minune, reușind să iasă în fața celui așa iPhone 6 sau 6 Plus. Fotografiile ies mai luminoase în toate condițiile, unghiul de cuprindere este mai mare, plus că avem regim HDR Live. O chestie tare interesantă este aprinderea camerei prin dublu tap, de oriunde și în mai puțin de o secundă. Camera selfie și ea este la cel mai înalt nivel, cu 5 megapixeli, același contrast și un unghi de cuprindere îndeajuns de mare încât să încapă toată gașca într-un selfie. Iar pentru a nu te chinui să apeși pe buton, poți îndrepta degetul spre sensorul de măsurare a pulsului și poza e gata. Pentru amatorii de video, desigur avem disponibil formatul 4K, slow motion, fast motion și multe alte funcții. Pe scurt, camera într-adevăr își știe meseria. Încă un lucru pe care Samsung trebuia să-l învețe de ceva ani era optimizarea sistemului. Nu mă gândeam că voi spune asta vreodată, dar, într-un oarecare fel, TouchWiz-ul a reușit să devină mai eficient. Asta cum? În primul rând, nu este umplut cu tot carul de aplicații și servicii Samsung. Ai nevoie, ai intrat și ți-ai descărcat ce ai dorit, iar cele preinstalate pot fi șterse. Vizual în meniuri a fost păstrat cât de cât conceptul de material design de pe Android Lollipop, deja cu iconițele se rezolvă instalând un launcher. Dar anume modul în care lucrează sistemul este neașteptat de îmbucurător. Acum, după jumătate de lună, nu mai apar tot felul de frânări, ezitări și alte lucruri enervante pentru un telefon nou. Desigur, această optimizare se datorează și puterii din interior. Avem un procesor Exynos cu 8 nuclee construit după tehnologia de 14 nanometri, ceea ce oferă un plus la durata bateriei fără a reduce din puterea.
Avem și 3 GB de RAM de generația DDR4 și un nou tip de memorie internă. Toate aceste elemente împreună fac din Galaxy o super mașinărie. Deși cu toată această putere, smartphone-ul se încălzește extrem de tare. O altă îngrijorare a fanilor Samsung a fost lipsa unui slot pentru microSD. Explicația este simplă. Datorită noului tip de memorie folosit în S6, viteza de citire și scriere a informației este mult prea mare pentru un microSD. Prezența unuia ar încurca sistemul să lucreze la fel de rapid. Plus că S6 se vinde cu minim 32 de giga și, în genere, folosiți cloud-ul. Samsung, apropo, oferă împreună cu S6 100 de giga pe OneDrive. Încă o dezamăgire pentru mulți a fost faptul că Samsung a închis accesul la baterie. Aceasta nu mai este detașabilă. Poate era o chestie utilă pentru unii, dar eu aleg mai degrabă o construcție fermă, fără scârțieturi de la capacul din spate, decât posibilitatea de a umbla cu încă o baterie în buzunar. În locul ei poți lua un power bank care va încărca nu numai telefonul. Cu atât mai mult că de la priză avem opțiunea Fast Charging, care într-o oră îți încarcă bateria până la 100%, pentru încă o zi și câteva ore în regim mediu de utilizare. Și încă o opțiune tare super care ar trebui considerată de mulți producători este Wireless Charging-ul de orice tip, încărcare fără mufe, cabluri și alte bătăi de cap. Scannerul de amprente a fost reparat. Acum nu mai trebuie să-l freci mai ceva ca lampa lui Aladdin pentru a debloca telefonul. Este îndeajuns să ții degetul pe loc mai puțin de o secundă și atât. La fel, acesta poate fi folosit în browser pentru a te loga în oricare account cu ușurință sau pentru a ascunde anumite fișiere pe care ai vrea să nu le vadă nimeni, asta cu ajutorul private modului. La partea cu sunetul, la fel, sunt schimbări, rezultatele impresionează, smartphone-ul scoate un sunet foarte plăcut și mai ales la frecvențe joase. Lăsând la o parte vorbele despre asemănarea cu iPhone 6, pot spune că da, Samsung a spart gheața. Doar varianta Edge primește pe zi mai multe complimente decât mine atunci când îl țin în mână. Nu mai avem slot pentru microSD, nici baterie detașabilă. În schimb avem un smartphone care se simte, arată și lucrează superb. Despre cameră comentarii nici nu mai sunt. Este poate pentru prima dată când Samsung s-a bazat pe experiența de utilizare a smartphone-ului în detrimentul adăugării a cât mai multe lucruri. Samsung Galaxy S6 este ceea ce se întâmplă atunci când o companie își ascultă consumatorul. Acesta a fost episodul de azi. Noi vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, ca de obicei, în comentarii să ne spuneți ce ați alege voi, un S6 sau un S6 Edge. Pentru noi episoade, nu uitați să apăsați subscribe și, desigur, like la video. Voi a fost Vicu. Toate bune! Merge? Asta cum? Asta nu se aude. Hai. Subscribe și, desigur, like. Să ne spuneți părerea voastră care... Nu, băi, s-o, gata. Hai, aici stai, este normal. Subscribe și, desigur, like la video. Gata.